România pe bune înseamnă România cu o echipă. Vă mulțumesc vouă și mulțumesc lui Pac. Să știți că nu este ușor. Mi-am asumat o misiune foarte complicată, dar nu este imposibil. Militez pentru respectarea drepturilor copilului și a familiei în România, cred într-o educație pe bune și cu atât mai mult, cred că doar noi putem să facem ceva, cei care suntem aici, și credeți-mă, da, se poate. Proiectul meu pentru România în acest moment este adopția în 30 de zile. Și probabil mulți dintre dumneavoastră o să spuneți că este imposibil. Vă anunț astăzi, aici, în această după-amiază, că adopția în 30 de zile este posibilă. Am discutat cu mai mulți specialiști de la Universitatea București, în care mi-au zis, Vișinel, se poate adopție și în 10 zile. Important este să ne asumăm asta cu adevărat. Iar eu, astăzi, îmi asum adopția în 30 de zile. Și credeți-mă, se poate.